am văzut noroadele lucrurile acestea, s-au spământat și au slăvit pe Dumnezeu care a dat oamenilor o astfel de putere. Așa să fie și în seara aceasta, strângerea noastră din casa Domnului să se încheie prin a-L slăvi pe Dumnezeu pentru lucrările Lui minunate. Amin. Amin. Una dintre lucrările acestea pe care am săptuit Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos când a fost pe pământ este lucrarea despre care s-a citit în seara aceasta. Textul începe așa, Iisus s-a suit într-o corabie, a trecut marea și a venit în cetatea sa. Fusese plecat în altă parte, unde erau doi oameni așa de cumpliți că nimeni nu putea să treacă prin locul acela de groaza lor. S-a întâlnit Domnul Iisus cu ei. I-a eliberat, a scos demonii afară din ei. Și-a putut să-i vadă, în primul rând, porcarii și apoi toată cetatea. Oamenii întregi la minte, comportându-se normal, eliberați de puterea lui Dumnezeu. Interesantă sau ciudată este atitudinea lor. Vorbea un frate odată despre atâtea moduri găsite în Biblie prin care oamenii l-au respins pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos. Unul dintre cele mai neînțelese sau ciudate pentru mine a fost felul în care gadarenii l-au respins pe Domnul Iisus Hristos. Zice că toată cetatea a venit la el și ce-au făcut? L-au rugat să plece. Le era teamă de el când a văzut minunea care a făcut-o. Dar tot n-au vrut să primească. L-au rugat să plece din ținutul lor. Ce tristă atitudine față de Fiul Dumnezeu care a venit să le facă bine. Rugându-l să plece din ținutul lor, Domnul Iisus s-a urcat în această corabie și a trecut din nou marea de partea cealaltă. Cât a fost de afectat de atitudinea oamenilor față de binele care l-a făcut el, nu știu, dar fiind și om, mă gândesc că nu i-a fost tot una. Și când trece de partea asta la altă, oamenii îi aduc pe altcineva, îi aduc pe un slăbănoc. Sigur că l-au adus ca să îl vindece Domnul Iisus. Și este de admirat faptul că Domnul Iisus Hristos nu zice lăsați-mă în pace, că acum eu am urât după ce mi s-a întâmplat de acolo. Dați-mi un pic de răga sau veniți când mă simt mai bine. El împlinește cuvântul Domnului care spune harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Și a stat la dispoziția lui Dumnezeu ca harul lui să se manifeste și în acest caz. Și a mai împlinit încă un cuvânt pe care l-a spus el cu gura lui și a zis pe oricine vine la mine nu-l voi scoate afară. Ce frumos! Este pus în fața noastră și în seara aceasta acest exemplu minunat, acest exemplu desăvârșit. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El s-a îndurat și de acest slăbănoc. S
S-a uitat la oamenii care l-au adus, s-a uitat la Slăbănog și zice cuvântul Domnului, văzându-le credința, i-a vorbit Slăbănogului. Ca și multe nenumărate cazuri spuse, descrise în Scriptură, dar de data asta i-a spus altceva. Ce așteptau oamenii aceia și Slăbănogul? Cum l-a întrebat Domnul Iisus pe om, ce vrei să-ți fac? Păi, Doamne, mă întreb, să-mi capăt vederea. Slăbănogul ce-a fi vrut? Să se facă sănătos, să poată umbla ca și ceilalți oameni. Dar Domnul Iisus Hristos nu-i zice, scoală-te, ridică sfatul și du-te acasă, ca și în alte cazuri. Și zice, îndrăznește, fiule, păcatele sunt iertate. Nu știu dacă oamenii aceia l-au adus acolo ca să ierte Domnul Iisus păcatele. Nu știu ce a gândit cei din jur când au văzut, mai noi am adus un om bolnav și uite ce zice el. Dar Domnul Iisus Hristos a știut bine ce face. Și n-a spus cuvintele acestea gratuit. Nu le-a spus nici măcar pentru fariseii și învățătorii legii care erau acolo să-l asculte, să vadă ce zice sau să-l prindă cu vorba. Și a spus-o pentru că aceasta era prima nevoie a Slăbănogului. Sigur că noi, ca și oameni, când este vorba de o boală sau de iertarea păcatelor, cel care este în suferință, mai ales, ar vrea cu orice chip să scape de ea. Dar dacă avem puterea să ne gândim bine, cel mai important lucru este iertarea păcatelor. Sunt oameni care mor bolnavi și astăzi, de o boală sau de alta, dar ferice de ei că au iertate păcatele și se vor bucura de viața veșnică. Dar au fost oameni de care Dumnezeu s-a îndurat și a eliberat pentru că erau posedați de duhuri necurate și mai târziu în viață s-au depărtat de Dumnezeu. Și nu mai pot să aibă această fericire a iertării păcatelor și a moștenirii vieții veșnice. Cărturarii și fariseii, când au auzit lucrul acesta, cunoscând legea lui Dumnezeu, cunoscând ce scria în ea, s-au gândit în mintea lor și au zis, cum vorbește omul acesta așa? Numai Dumnezeu poate ierta păcatele, niciun om nu le poate ierta. Dacă el zice așa, înseamnă că hulește. Și dacă ne-am luat după logica omenească, poate că le-am dat dreptate. Dar din gândirea lor, puteau să-și dea seama de un lucru. Că, într-adevăr, cel care este în fața lor, are puterea să ierte păcatele. Și ce bine era de ei dacă ar fi putut pricepe acest lucru. Domnul Iisus le zice, de ce aveți gânduri rele în inimile voastre? Și atunci le pune această întrebare, ce-i mai lesne, a zice Slăbănogului? Păcatele sunt iertate sau scoală te ridică spate și umblă? Și continuă el, dar ca să știți că
că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, adică slăvănocului, ridică-ți patul, scoală-te și du-te acasă. Și omul acela s-a ridicat în fața lor, l-au văzut toți, s-au minunat și a plecat acasă slăvind de Dumnezeu. Și noroadele, când au văzut așa ceva, au zis: azi am văzut lucruri nemaipomenite. În altă parte zice: niciodată nu am văzut așa ceva. Prin aceasta Domnul Iisus Hristos a vrut să-i facă să înțeleagă faptul că El este într-adevăr Fiul lui Dumnezeu, care lucrează cu puterea lui Dumnezeu în toate lucrurile. În capitolul 7 din Matei, sfârșitul capitolului, după ce Domnul Iisus termină cuvântarea sau cuvântările, cum zicem noi, de pe muntele fericirilor, cuvântul Domnului spune așa: după ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura Lui. Și ne spune cuvântul Domnului din niște motive. De ce au rămas uimite? Pentru că El învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Știau cărturarii, a învățat bine și Pavel la picioarele lui Gamaliel. Deosebirea dintre învățătura lor și a Domnului Iisus Hristos, ne spune cuvântul Domnului că, în primul rând, era pentru că El îi învăța ca unul care avea putere. Și au fost nevoiți chiar și vrăjmașii lui să recunoască lucrul acesta când au mers aprozii trimiși de mai mari norodului să-L prindă pe Domnul Iisus și au ajuns în timp ce învăța noroadele. Dar pe când să pună mâna pe El și să-L aducă, au rămas parcă fără îndrăzneală, fără putere. S-au întors înapoi la mai mari norodului și a fost întrebat: dar nu l-ați adus? Și a zis: nu. Dar de ce? Pentru că niciodată n-a vorbit un om ca omul acesta. În învățătura Domnului Iisus Hristos era prezentă din plin puterea lui Dumnezeu. Pentru că singurul cuvânt care are putere cu adevărat este cuvântul care vine de la Dumnezeu. Niciun cuvânt care vine de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Sunt mulți oameni care pot să vorbească frumos. Sunt mulți oameni în istorie care au vorbit și au schimbat mintea oamenilor. Dar puterea adevărată nu poate să fie decât cea care vine de la Dumnezeu. Nu înseamnă că propovăduirea prin puterea lui Dumnezeu este cea mai oratorică, este cea mai plăcută urechilor. Sau minții sau inimii noastre. Dar este vestirea sau propovăduirea sau cuvântul care aduce rezultatele binecuvântate în viața omului.
După ce a terminat Domnul Iisus cuvântările de pe munte, s-a întâlnit deja cu un lepros care a venit și zis, Doamne, dacă vrei, Tu poți să mă curățești. Și Domnul Iisus a zis, da, vreau fi curățit. Și leprosul s-a tămăduit. A fost curățit de lepra lui. Vine sutașul și roagă pentru robul lui. Și robul sutașului este vindecat. Măcar că nici nu s-a întâlnit cu Domnul Iisus, nici nu l-a văzut. Domnul Iisus n-a ajuns până în casa sutașului. Ajunge în casa lui Simon, o vindecă și pe soacra lui. Au fost aduși acolo mulți bolnavi pe care Domnul Iisus s-a îndurat și i-a vindecat. Și-a arătat puterea Lui de vindecare. Se urcă Domnul Iisus într-o corabie și începe furtuna pe mare. Așa de mare a fost că pescarii aceia obișnuiți cu furtunile pe mare s-au văzut neputincioși. S-au dus să-L caute pe Domnul Iisus. Să zică, nu-ți pasă că pierii? Pentru că corabia era acoperită de valuri. Și Domnul Iisus, interesant că în împrejurarea aceea dormea. Când ucenicii au zis așa, Doamne, scapă-ne că pierim, El s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii aceia se mirau și ziceau, ce fel de om este acesta de la ascultă până și vânturile și marea? Este omul care a fost plin de puterea lui Dumnezeu. În propovăduire, în lucrarea de vindecare a bolnavilor, în a porunci naturii, valurilor și mării, în a elibera pe îndrăciții din ținutul gadarenilor în continuare și pe mulți alții. În toate aceste lucrări, Domnul Iisus Hristos a arătat și a manifestat puterea lui Dumnezeu. A propovăduit cu putere, a avut puterea să vindece orice boală și orice suferință din noroc. A poruncit cu stăpânire valurilor mării, vântului și ele l-au ascultat. A eliberat pe cei care erau stăpâniți de duhuri rele. Toate acestea prin puterea lui Dumnezeu. În altă împrejurare, din 5 pâini și 2 pești, a săturat o mulțime de 5.000 de bărbați, plus femei și copii, și s-au adunat 12 coșuri de fărâmituri. Și această lucrare a fost făcută prin puterea lui Dumnezeu. A mers într-o zi Domnul Iisus Hristos la familia iubită de El din Betania, dar poate cu anumită întârziere, până când oamenii au crezut că nu se mai poate face nimic. A mers la mormântul lui Lazar, și a zis celor ce erau acolo cu el, care au venit după el când a văzut că merge la mormânt, le-a zis, dați piatra la o parte. Și Domnul Iisus Hristos a strigat cu glas tare și a zis, Lazare,
vino afară. Și mortul a ieșit, și fiți atenți cum a ieșit, cu mâinile și picioare legate, cu fâșii de pânză, cu fața înfășurată, cu un ștergar. La cuvântul plin de puterea lui Dumnezeu a Domnului Iisus Hristos, Lazar a ieșit afară din mormânt, măcar că era legat, măcar că pe cap era ștergarul. Nu știu cum a ieșit, că n-a putut să umble. Domnul Iisus Hristos și-a arătat puterea dumnezeiască și prin această lucrare de înviere a morților. Și în pasajul citit în seara aceasta, El arată și dovedește că are puterea și să ierte păcatele. Nimeni n-a mai avut această putere. Pentru că nimeni nu a făcut ce a făcut El. De ce a avut Domnul Iisus Hristos puterea ca să vindece orice boală și orice suferință? Cuvântul Domnului ne spune în Isaia 53 că El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui, de aceea prin rănile Lui noi suntem tămăduiți. De ce a putut Domnul Iisus Hristos să ierte păcatele? Pentru că El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care o meritam noi pentru păcatele noastre a căzut peste El. Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. El a fost pus în numărul celor fără de lege, a purtat păcatele multora. De aceea a putut El să zică păcatele sunt iertate. Pentru că El a plătit prin însăși jertfa Lui, prin însăși sângele Lui pentru această iertare. Striga Ioan odată, iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. În împrejurarea în care Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu cei doi ucenici în drumul spre Emaus, El vorbește cu ei ca și cum nu a ști care erau împrejurările atunci în Ierusalim. Și zic, dar tu ești singurul care nu știi ce s-a întâmplat în Ierusalim în zilele acestea? Și el zice, ce? Și acum Domnul Iisus Hristos a ascultat ce ziceau ucenicii lui despre El, fără să știe că este El. Și ei au zis așa. Ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic, în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod? Ce frumos! În vorbă se întâmplă că sunt sau par mai mulți oameni puternici. Și când îl asculți cum vorbește, zici, wow, ce puternic este omul acesta. Dar Domnul Iisus Hristos a fost un mare proroc, puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu
și înaintea oamenilor. Apostolul Pavel le zice odată corintenilor: dar dacă va voi Domnul, voi veni în curând la voi și atunci voi vedea nu vorbele, ci puterea celor ce s-au întunsat. Domnul Iisus Hristos a fost adeverit înaintea poporului Israel, în primul rând, așa după cum zice Petru în Faptele Apostolilor, capitolul 2, în cuvântarea pe care o ține el celor ce erau atunci în Ierusalim. Și le zice: bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adevărat de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnile și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți. În toate aceste situații, în toate aceste aspecte, se vorbește despre puterea lui Dumnezeu care a fost în mod desăvârșit manifestată în viața Domnului Iisus Hristos. Evanghelia după Matei, în ultimele ei versete, în încheierea ei, ne spune așa: Iisus a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Poate că pentru noi astăzi sunt lucruri cunoscute, sunt lucruri normale și zicem că nu ne este greu să le credem. Nu tot așa a fost cu cei de pe vremea Domnului Iisus Hristos. Pentru că nu a mai fost niciun om ca Domnul Iisus Hristos înaintea lui și nici după el. Domnul Iisus Hristos mai amintește de puterea lui chiar atunci când vrășmașii lui încep să zică tot felul de lucruri urâte, până acolo încât să zică că el spate dracii cu Dumnezeu, cu Dumnezeul dracilor. Domnul Iisus Hristos le vorbește atunci și le spune că nu este așa. Le zice: dacă eu scot, așa cum spuneți voi, dar fiii voștri, atunci cu cine scot? Și le spune care este realitatea. O împărăție dezvinată împotriva ei înșiși nu poate dăinui. Deci nu se poate ca eu să scot dracii cu ajutorul Domnului dracilor. Dar zice așa: omul tare și bine înarmat își păzește casa și ceară. Dar se întâmplă că vine cineva mai tare decât cel tare, care îl biruiește și împarte toate prăzile de război. Era unul tare, stăpânitorul lumii acesteia, care ținea pe mulți robiți sub puterea lui. Dar a venit cel care era mai tare și prin puterea lui Dumnezeu a adus izbăvirea. A strobit capul șarpelui și a făcut posibilă mântuirea viața noastră tuturor.
ce putem să învățăm noi din viața acestui cel mai tare, din exemplul Fiului Dumnezeu, care și în trăire, și în vorbire, și în lucrare a arătat că importantă este puterea lui Dumnezeu. Într-o zi, vrăjmașii lui nu au mai putut și au venit la el și l-au întrebat: cu ce putere faci aceste lucrări? Sau cine ți-a dat puterea asta? Pentru că a văzut că în tot ce face este putere. Dar n-am înțeles de unde vine. Domnul Iisus nu le-a spus, pentru că le-a spus altădată. Și tot nu l-au crezut și nu l-au înțeles. Dar și în această împrejurare a căutat să le spună, să vadă că El lucrează cu puterea lui Dumnezeu. Pentru că a zis în altă împrejurare, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este ca voi să credeți în acela pe care l-a trimis Dumnezeu. Și asta a căutat El să facă. Ajutând pe oameni, propovăduind, izbăvind, făcând lucrări nemaipomenite, să poată să-i facă, să înțeleagă, măcar pe ai Lui, că El este Mesia, Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care are toată puterea în cerul și pe pământ. De aceea, în această împrejurare, a dovedit acestor oameni că El are puterea și să ierte păcatele. Și a zis, ca dovadă că am puterea să iert păcatele, uitați-vă la lucrarea asta. Prin aceeași putere, eu poruncesc acestui slăbănoc să se scoale, să-și ridice pantul și să plece acasă. Și dacă nu se scoală, vedeți că nu este puterea, dar dacă se scoală, să știți și să credeți că este puterea lui Dumnezeu, că eu sunt trimisul lui prin care să fiți mântuit. Ce să învățăm noi de aici? Până și poate a fost foarte ușor să credem. V-a fost greu să credeți ceva? Nici din lucrările Domnului Iisus, probabil că ne fiind acolo, nu ne este așa de greu. Dacă eram noi în situație și să se întâmple acum, poate că era diferit. Ceea ce ar fi bine să înțelegem de aici este că fiecare dintre noi avem nevoie, avem mare nevoie, avem neapărat nevoie de puterea lui Dumnezeu în viețile noastre. S-ar putea să aducem jertfe și s-ar putea să aducem multe. S-ar putea să facem activități. Sau multe altele. Nevoia noastră primordială este puterea lui Dumnezeu în viețile noastre. Ascultarea face mai mult decât jertfele. Dar eu nu pot să ascult fără puterea lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a fost ispitit în toate ca și noi, cu diferența că fără păcat. Noi am fost ispitiți și noi în multe feluri, dar s-a întâmplat să cădem în ispită și să păcătuim. Pentru că nu întotdeauna am fost plin de puterea lui Dumnezeu. Nu poate un om în lumea de azi, în împrejurările în care trăim, în viața acesta rău și păcătos, în mijlocul lumii care zace în cel rău, să asculte în toate de Dumnezeu, să trăiască viața care a trăit-o Domnul Iisus Hristos, fără să fie plin de puterea lui Dumnezeu.
Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor când a venit în zădică cu templu și uite ce mare și ce impunător este și a început Domnul Iisus să spună despre sfârșitul templului și despre sfârșitul altor lucruri și le zice așa în Matei 21:36. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă. De ce? Ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Este cuvântul acesta pentru noi? Nu știu dacă suntem COVID. Da, și eu și dumneavoastră avem nevoia de puterea lui Dumnezeu. Ca să scăpăm de toate lucrurile care se vor întâmpla și să rămânem în picioare înaintea Fiului Omului. În altă împrejurare, ucenicii Domnului erau frământați cum se va întâmpla lucrarea lui Dumnezeu, cum va instaura El împărăția și așa mai departe. Și Domnul Iisus Hristos le zice, nu este aceasta treaba voastră, dar care e treaba noastră din Domnul? Treaba voastră este să primiți puterea lui Dumnezeu. Și voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi. Și așa veți fi martori. Și ne spune cuvântul Domnului în Epistola către Corinteni, în 4:20. Împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Să ne ajute Dumnezeu să conștientizăm nevoia de a avea puterea lui Dumnezeu din plin în viețile noastre, prin care să răbdăm până la sfârșit și să fim mântuiți, prin care să trăim în voia Lui, prin care să-L mărturisim pe El, prin care să facem lucrările Lui minunate. Dacă v-aș întreba pe dumneavoastră ce părere aveți de evreii aceștia, de cărturari, învățătorii legii, de farisei, cu privire la atitudinea lor față de Domnul Iisus, care e părerea dumneavoastră? Este o părere bună sau nu? Au avut o atitudine bună? Nu. Nu. E simplu să spunem, în dreptul lor. Dar Domnul Iisus Hristos și-a încheiat lucrarea pe pământ. S-a înălțat la Tatăl. Și a zis, eu plec, pentru că trebuie să plec. Dar vă ruga pe Tatăl care va trimite un alt îngăitor, paraclet, apărător. Aș vrea să ne punem întrebarea astăzi. Atitudinea noastră față de Dumnezeu, Duhul Sfânt, pe care l-a trimis Dumnezeu pentru noi astăzi în lume, care este? Cum îl cunoaștem? Cum îl înțelegem? Ce atitudine avem față de acest adevăr? Este Duhul Sfânt Dumnezeu? Amin. Este. Putem avea o atitudine potrivită față de Domnul Iisus și să nu avem o atitudine potrivită față de Dumnezeu Duhul Sfânt? În dreptul lor am spus destul de simplu că n-au avut atitudine potrivită. Bine ar fi să ne gândim că pentru această perioadă Dumnezeu Tatăl a trimis pe Dumnezeu Duhul Sfânt în lume pentru noi. Și să căutăm să cunoaștem și să credem tot adevărul. Că prin El vom primi puterea lui Dumnezeu prin care să trăim și să diluim în lume. Așa zice ucenicilor, ci voi veți primi o putere că
când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Domnul Iisus Hristos, plin de Duhul Sfânt, a fost dus de Duhul în pustie să fie ispitit de diavolul. Domnul Iisus Hristos, plin de puterea Duhului, s-a întors din pustiu în Galileea și și-a început lucrarea. Să ne ajute Dumnezeu să învățăm tot ce trebuie din aceste semne minunate. Să călcăm pe urmele Învățătorului nostru ca să fim pentru totdeauna veșnicie cu El. Amin. Frați și surori, cuvântul din seara aceasta descrie, așa după cum am văzut, o vindecare săvârșită de Domnul Iisus. Vindecarea aceasta, la o primă vedere, am putea spune că a avut două scopuri. Unul dintre ele a fost acela de a restaura o ființă care ar fi trebuit să fie după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar din motive neștiute de noi a ajuns într-o stare de plâns. Motivul al doilea pentru care a fost făcut această lucrare a fost acela de a dovedi celor prezenți acolo că Iisus are puterea pe pământ să ierte păcatele, slăvit să fie numele Lui. Dacă am spune că primul motiv a fost unul limitat la o persoană, înseamnă că n-am înțeles prea mult. Pentru că atunci când Domnul se ocupă de o persoană și o restaurează, prin aceasta Domnul face bine nu doar persoanei respective, și și altora de unde era. Vindecarea aceasta a fost scrisă pentru ca de-a lungul vremii, de-a lungul secolelor, creștinii să citească despre ea, să creadă și crezând să capete viața veșnică. Așa a spus Ioan când își încheie Evanghelia sa, capitolul 20, versetul 31. Dar aceste lucruri au fost scrise pentru voi ca să credeți că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viața veșnică. Slăviți să fie Domnul! Vă imaginați cum acesta a avut o familie. Dacă a fost căsătorit și a avut copii, asta nu știm. Dar părinți, mă gândesc că a avut. A avut pe cineva care să grijească de el de vreme ce el era neputincios și era pe pat. Zăcea. Este un cuvânt care descrie foarte bine starea lui. Și oamenii din jurul lui care au simțit într-o anumită măsură responsabilitate față de omul acesta, să-l îngrijească, să-l întrețină, să-l ajute, să-l hrănească, să-l spele, să-l schimbe, oamenii aceștia au simțit și ei într-o anumită măsură binefacerea pe care i-a făcut-o Fiul lui Dumnezeu restaurându-l. Când Dumnezeu schimbă inima unui om, a unui om care poate a fost robit de băutură, de binele acesta beneficiază și soția lui, că recunoaște sau nu, dar și ea beneficiază de lucrul acesta, pentru că se schimbă felul de a fi. Beneficiază copiii lui, pentru că din salariu, în loc să mai cumpere băutură, le mai cumpără de acum hăinuțe și îi îngrijește altfel. De asta vin și spun, vindecându-l pe omul acesta, Domnul i-a făcut bine nu doar lui, ci a făcut bine multora din imediata lui apropiere și a făcut bine multora care vor citi despre aceste lucruri de-a lungul vremii pentru ca să fie întăriți în credința lor. Și îmi doresc ca noi de câte ori citim aceste lucruri făcute de Domnul Iisus să ne întărim în credința noastră. Aș vrea să vă spun, gândindu-mă la atitudinea unora din cei ce au fost acolo, m-am gândit la pilda rostită de Domnul Iisus, pilda asemănătorului, cu toți o știți. Acolo Mântuitorul Iisus i-a descris pe ascultători prin simbolul a patru feluri de pământ, patru categorii de ascultători. Însă, citind Evangheliile, eu am descoperit că au fost cel puțin cinci feluri de ascultători. Poate veți spune, dar atunci te contrazici, frate Iosif. Domnul Iisus a vorbit acolo despre patru. Acolo Domnul Iisus a vorbit despre patru, pentru că patru erau prezenți acolo. Patru feluri de ascultători erau prezenți acolo. Exista o cincea categorie de ascultători pe care Domnul i-a întâlnit
de obicei prin sinagogi sau în curtea templului. Ascultătorii aceștia din cea cincea categorie, să știți că au fost mereu prezenți în sânul bisericilor locale. Au fost oamenii aceia care n-au fost preocupați să asculte, ci au fost preocupați să mai spună câte ceva când predicatorul vorbește din cuvânt, ei să șușotească câte ceva, să bage bețea în roate într-un cuvânt, să găsească tot timpul tot felul de șmecherii ieftine și să-i facă pe cei din jurul lor care au același nivel de inteligență ca și ei să râdă și să nu beneficieze de nimic din cuvântul lui Dumnezeu. Îi veți găsi la întâlnirile organizate la care Domnul Iisus a participat. În sinagogi sau în templu. Atunci când a spus pilda aceea cu semănătorul, Domnul se afla pe malul mării și au venit la ei multe noroade. Și aceasta a fost o întâlnire, dacă vreți, spontană. N-a fost organizată de cineva. Genul acela de ascultător din cea de-a cincea categorie, să știți că biserica n-a scăpat de ei niciodată de atunci încoace. Numai că ei nu participă la întâlnirile de peste săptămână. Dacă se anunță de bună oară că la biserica din Troarivier dau un nume unde nu există o biserică penticostală română, ca să nu credeți că am ceva cu cineva în mod specific. Dacă s-ar anunța că acolo, sau hai să zicem chiar la noi, în timpul săptămânii ar veni, ar rândui Dumnezeu să treacă un evanghelist, un om folosit de Dumnezeu, și ne-am anunțat unii pe alții. Mulți ar veni, dar nu toți ar veni. Cei din primele patru categorii de pământ ar veni să asculte, că înțeleg sau nu reușesc să înțeleagă tot, că după aceea se lasă copleșiți de alte gânduri, asta e altceva. Dar a cincea categorie de ascultători de obicei nu vine la întâlnirile spontane, doar la cele organizate. Aici, iată-i că sunt prezenți și oamenii aceștia se potignesc în cuvintele Domnului Iisus. Ei spun, cine este acesta deci permite să afirme că poate să ierte păcatele? Numai Dumnezeu poate face lucrul acesta. E adevărat că Domnul Iisus, înainte de a vindeca pe omul acesta, a trebuit să se ocupe de problema păcatului din viața lui. Și eu cred, din cuvintele pe care Domnul Iisus le spune în această împrejurare, că în viața acestui om erau niște păcate care l-au făcut să nu mai aibă îndrăsneală. Alții l-au adus și Domnul s-a uitat și le-a văzut credința. Dacă omul ăsta ar fi avut el însuși credință și dacă i-ar fi rugat pe prietenii lui să ducă, măi, haideți, ăia poate că nu ar fi crezut, dar din respect față de prietenul lui l-ar fi dus. Domnul Iisus, am fi citit că ar fi văzut credința lui. Dar aici stă scris că Domnul le-a văzut credința. Eu cred că a fost vorba despre credința celor patru prieteni. Pentru că acestuia care zăcea pe pat, Domnul i-a spus, îndrăznește. Omul ăsta trebuia încurajat pentru că nu mai avea îndrăzneală. Și să știți, dragii mei, că sunt oameni în viața cărora păcatul distruge orice îndrăzneală de a mai aștepta ceva de la Dumnezeu. Oameni care își permit, oameni care poate sunt copleșiți, poate într-un moment de neveghere, dar păcatul își face loc în viața lor. Și în urma acestui lucru nefericit, vrăjmașul încearcă să-i dărâme total, să-i demoleze, aducând descurajarea și îi face de multe ori să nu mai vină, chiar dacă ar putea să vină la casa lui Dumnezeu. Își știu starea, știu problemele, și unele dintre ele pot să fie probleme ascunse. Încerci ca prieten, ca frate, să îl încurajezi, să-i spui, uite, Domnul face, Domnul, uite, s-a ocupat și de problema asta. Și în sinea lui, înăuntru inimii lui, el se luptă mereu cu gândul, tu știi, tu zici lucrurile astea, dar nu știi situația mea. Pentru că el știe. Însă omul acesta
era acum în prezența celui care știa toate lucrurile despre fiecare din cei prezenți acolo, slăvit să fie numele Domnului. Amin. Și Domnul se uită la omul acesta și îi spune, îndrăznește, fiule. Una dintre relațiile cele mai greu de definit este relația dintre păcat și bolile din viața omului. Există o extremă în care se duc mulți și spun, când văd pe un om bolnav, cine știe ce a păcătuit? Omul ăsta are păcate ascunse. De aceea Dumnezeu nu bate cu bâta. Se spunea și la noi în sat. Dar nu din Biblie vorba asta. Totuși există o legătură între păcat și suferință. Și am să spun că, în ultimă instanță, toată suferința din istoria omenirii pornește de la păcat. Că dacă n-ar fi căzut omul în păcat, suferința, durerea fizică, i-ar fi rămas omului necunoscută. Dar când prin căderea în păcat, omul a deschis ușa pentru păcat să-i infecteze pe toți oamenii, odată cu lucrul acesta a intrat în istoria omenirii boala și suferința. Există în cartea, în Evanghelia după Ioan, un cuvânt care mi-a dat mult de gândit. Domnul vindecă acolo pe un slăbănog, era bolnav de multă vreme, n-avea pe nimeni care să-l pună și pe el în scăldătoare în momentul potrivit. Și după ce Domnul îl vindecă pe omul acela slăbănog și el de multă vreme, îi spune, du-te și să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Adică, dacă îți vei permite să păcătuiești, îți asumi riscul de a experimenta ceva mai rău. Există o legătură. Dar, încă o dată vin și spun, timpul nu permite să aduc prea mult în discuție subiectul acesta. Există o legătură între păcate și suferințe și boli și așa mai departe. Și pe unii dintre copiii lui Dumnezeu îi curățește de lucrurile acestea prin suferință. Prin suferință. Numai că n-ar trebui să cârtim dacă Dumnezeu ne trece pe acolo. Dincolo de toate, aș vrea să reținem un lucru. Domnul Iisus are puterea să ierte păcate. Și pe orice om care vine la El, Domnul îl poate ierta și îl poate restaura. Indiferent ce a făcut. Indiferent ce a făcut. Cineva spunea și inclin să cred că avem dreptate. Există un păcat pe care oamenii îl pot face. Despre el nu este scris în mod expres în Biblie și pe care Dumnezeu nu îl mai poate ierta. Și acesta este sinuciderea, pe lângă ura împotriva Duhului Sfânt. Când omul decide să-și pună el singur capăt vieții, prin acest act necugetat, își anulează toate posibilitățile de a se mai pocăi vreodată și moare în păcatul acesta. Nu e cazul. Domnul Iisus iartă orice păcat în vremea aceasta. Slăviți să fie numele Lui. Are puterea aceasta. Descoperim în viața noastră de multe ori experiențe din această categorie numită păcat și câteodată ne copleșește gândul că s-ar putea să nu mai găsim iertarele. Să știți, gândul acesta nu e de la Dumnezeu. Câte vreme omul trăiește și se căiește de păcatele sale, la Domnul există iertare, slăviți să fie. Am să vă invit, dragii mei, să vă ridicați împreună cu mine în picioare. Și pentru cuvântul din seara aceasta, pentru lucrarea de azi dimineață, pentru toate binecuvântările pe care Domnul ni le-a dăruit, dar mai cu seamă pentru jertfa Domnului Iisus, pentru lucrarea Lui de mântuire, aș vrea să-i mulțumim Domnului, înainte de a ne despărți, să ne rugăm împreună.